În episodul de astăzi. Oh, lasă, nu, mi-a omorât animalele. Păi ești bagabon deja. Stai jos. Așa, stai jos și lasă-mă în pace, stai aici. Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu. Un nou episod din Minecraft. Filmez intro-ul ăsta după ce am făcut câteva mici schimbări pe aici, probabil le vedeți deja prin spate. Așa că o să vă las un scurt timelapse cu schimbările ce le-am făcut eu pe aici. Vedeți și papagalii ăștia care zboară, sunt animale noi, chestii noi. Și vă las cu un scurt timelapse să vedeți cu ce am mai făcut eu între timp off-camera. Pentru că nu e chiar off-camera, pentru că am filmat, dar n-am discutat cu voi, n-am vorbit, e doar o înșiruire așa de imagini, să spunem. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și pe clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un clip nou pe canalul ăsta. Și da, să înceapă videoclipul. Deci câtă gălăgie fac animalele astea n-am văzut niciodată. Am deja 4 papagali. 5 cu tocul ăla, dar ăla e sălbatic, nu l-am apucat să-l dresez, să zicem așa. Deci nu e al meu, ăla e a nimănui practic, zboară pe acolo, nu înțeleg exact ce vrea să facă, se urce în copac, n-am idee. Am mai făcut rost de un cal, am făcut rost de oseloți care vor deveni pisici cât de curând și un urs panda. Drăguț, nu? Și tot felul de iteme ce le mai am prin inventar pe aici. Dar probabil deja ați văzut din acel scurt timelapse, pe lângă chestia asta cu animalele, papagalii, chestii genul ăsta, o să trag asta mai aproape. Mamă, deja poliția, ești nebun? Ești nebun? Drăguț! Poliția tocmai ce l-a prins pe unul care nu a acordat prioritate pietonilor. Drăguț, nu? Cum să fie? Ca idee așa e ora 17:30 când filmez acum și oamenii se întorc la muncă și vă dați seama, grăbiți, obosiți, chestii genul ăsta se mai întâmplă. Tu cum ai ajuns aici? Cum reușești tu să ajungi aici? Că eu n-am idee.
și am făcut aici o fermă de ui, pe care trebuie să o replantez de mai multe ori așa ca să fie treaba bună, să mai mulțesc animalele alea, doar că trebuie să fac rost de un lasou din ăla pentru animale, să le mut, să nu mai stea toate în același loc, acolo să fie doar așa un loc în care adun noile animale și pe astea pe care deja le am să le împart pe categorii, pe o platformă mare. Probabil o să o fac la fel în timelapse când construiesc o platformă, pentru că mi-a foarte mult timp și e de preferat să o fac eu așa când mai am timp. Și cam atât, adică nimic foarte mult și nimic modificări foarte mult. O să încerc să fac o pisică. Hai să vedem, facem una din toate astea, trebuie să iasă o pisică chiar. Mi-am mâncat toți pești. Păi, și acum ce facem? Mi-ai luat pești și ai fugit, bravo. Nu, oricum, rămâne pe viitor să facem doi de o pisică. Ăștia îi bag eu pe aici așa, nu știu dacă am nevoie de ei. Ăsta stă pe umărul meu, ia uite cum stă. Ăsta e Bagabontul, ăsta așa l-am numit. Și ăla stă pe acolo, hai să-ți dau și ție, nu știu, hai să-ți dau. Unde ești? Vino încoa. Mamă, dar voi de ce ați îndurat? Stai jos! Stai jos să te pune jos! Gata, l-am făcut și pe ăsta, ăsta a fost ultimul. L-am făcut și pe el. Unde am doi pești? Nu i-am dat la mâța aia doi pești? Mi-au apărut iar în inventar, unde ești pisica? Pis, 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 pis. Uite ce viteză are printre animale, ești nebun? Unde ești pisul? A, uite acolo te-am spus, te-am văzut. Pis, 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 dă-te cal, dă-te vacă. Pis, pis. Oh, într-o zi o să vă omor eu, deși îmi doresc foarte mult o pisică, o să vă omor. O să, nu știu. Deja mă scot din sărite. No, mi-au mâncat toți pești, ești nebun? Înțelegeți, bă. Oh, 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 lasă, nu, 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 mi-au omorât animalele. Nu, no, o să mi-au omoară toți papagalii. Eu știu că vreți să veniți la mine. Cum fac? Tu deci. Păi nu mai am loc pe umăr. Tu nu vezi că deja doi s-au pus pe umăr? Cățel, papagal, toți au luat bătaie, toți trebuie să-i duc de aici, trebuie să-i mut. Asta e singura soluție în moment de față, trebuie să-i mut de aici, că după aia... am găsit sugar cane. Păi hai că e bine rău că am făcut rost de sugar cane. Ce n-ai bărunt un inventar pentru sugar cane-ul ăla? N-am nevoie de graver, n-am nevoie de asta. Am luat sugar cane, perfect, hai să-l plantăm. Sugar cane-ul... Da, e esențial că vreau să o fac enchant și chestii genul ăsta, nu că... Păi tu cum ai ajuns aici? În fine. Nu vreau să mă gândesc foarte mult cum ai ajuns aici, dar o să zic că nu te-am văzut și te ignor. Ești de aici. Du-te de aici, hai. Haide. Oh, dar am de-a papagali, nu știu ce o să fac cu atâția papagali. Ideea e că sunt foarte mulți și adică la modul că nu dacă sunt folositori pentru ceva. Pisicile zicem că alungă creeperii, nu? La papagali ce alungă? Că nu alungă nimic, asta e ideea, nu? Sau mă ajută cu ceva, o să am un papagal în afară de un simplu animal de companie? Nu cred. Chiar n-am nici cea mai mică idee. Dar dacă te-am pus jos acolo... Păi ești bagabon deja, te-am omorât eu de data asta că nu te mai suport, adică sunt prea mult papagali. Îmi ajung cât ți-s. Uite, 2026 de blocuri din 2026 de blocuri minate. Ceea ce e legit cumva, e foarte bine, asta înseamnă că nu am trișat deloc și că sunt aici pe căprării pe aici cu voi, cu căprării, nu asta vreau să zic, dar nu mai știu ce vreau să zic, am uitat complet ce vreau să zic. Avem diamant, uite de aici că nu pot să deschid chestul, mă gândesc să mă apuc de casă în episodul ăsta. O să fac eu o platformă și o să revin când mă apuc de casă, gen, și o să filmez când construcția casei, dar va trebui să fac o platformă întâi, să mă hotărăsc întâi în ce direcție vreau să fac casa. Mă hotărăsc și revin cu... Da, update. Am zis eu că o să revin după ce fac o platformă, dar nu mai vreau să mai fac platformă, vreau ca cumva ca casa, nu știu dacă sună bine, să fie undeva mai sus, să pot vedea toată zona asta pe care o să o construiesc eu. Așa că m-am hotărât eu să o fac ceva de genul ăsta, să fac aici deasupra lacului ăsta o serie de scări, așa, cu care să urce sus și după aia acolo să fac platforma efectiv pentru casă. Și n-avea rost efectiv să o construiesc, am zis că o construiesc cu voi. Și după aia vedem cum trebuie să găsesc un model la casă, pentru că în seara asta nu sunt pregătit pentru modelul casei.
Am zis că e mai bine să găsesc un model. Mamă, dar m-am dus sus, adică m-am dus peste nivelul copacilor. Așa, și la nivelul ăsta, teoretic, ar trebui să merg eu. Bine, că oricum nu se spawnează mobi în apă sau ceva de genul ăsta. Așa, ceva de genul ăsta, mă gândesc eu că ar fi ok de mers. Uite, și aici, dacă spar pe ăsta, trebuie să vin așa. Și după aia aici, a fost la fix aici. Așa, la nivelul... A, păi am sleburile alea de sub acolo și să stop cu ele. Bun, cam așa gândesc eu drumul în momentul de față. Bănuiesc că o să pun un fel de balustradă, ceva, ca să nu cad efectiv de pe mapă. Nu că ar fi neapărat asta o problemă, dar că nu prea port la mine iteme foarte importante. Dar e bine așa, ca o măsură de precauție, să fie balustradă așa, că nu se știe, un mob mai apare sau chestii genul ăsta. Cred că o să vină acoperite cu niște garduri din astea, ceva de genul ăsta, mă gândesc eu. Una, pentru să nu se mai spawneze mobii. Doi, ca, nu știu, arată mai bine cu... Deși nu e neapărat o siguranță, pentru că eu pot să cad pe aici, dar cumva oprește cumva fluxul ăsta. Nici nu știu exact cum să vă explic, dar înțelegeți voi ideea. Să animez efectiv episodul, adică n-am idee. Dacă ați văzut, am rezolvat deja problema cu webcam-ul. Cred că ăsta o să rămână ceva episoade. Dacă găsesc idei noi, probabil o să le pun în practică 100%. Dacă nu mai găsesc idei noi, atunci o să rămână webcam-ul ăsta ceva timp. Eu zic că arată drăguț și e și ton cu canalul. Nu știu dacă ați văzut, dar canalul meu e ceva cu galben. Casa asta, așa ca idee, să vă faceți o idee, nu o să vreau să o folosesc eu neapărat. Nu neapărat vreau să stau să locuiesc, să mă mut în casa aia de acolo pe care vreau să o fac, dar e o chestie așa din care o să vedem harta asta pe care o să o construiesc, o să fie destul de mare așa construită. Și în același timp, deși asta a trebuit să nu pun chesturile pe aici ca o măsură de protecție, că nu știu ce mobi o să se mai spawneze în zona blocului ăsta și a trebuit să mut animale și chestii genul ăsta, să le duc cât mai departe de zona blocului ăsta, pentru că e destul de periculos și cumva blocul ăsta va trebui să-l sigilez. Dar vedem, dacă facem rost de lavă, vedem, poate o să-l sigilez numai cu piatră. Asta rămâne de văzut așa ca pe viitor, dar ca și idee, chesturile și chestii genul ăsta nu o să se afle în casă, o să fie o, nu știu, o cameră cu chesturi undeva pe aici, pe undeva, să fie cât mai aproape de blocul ăsta, oarecum, dar în același timp la fel de departe de blocul ăsta încât să nu am probleme cu dacă explodează un creeper sau chestii genul ăsta. Înțelegeți voi ideea. Ei, și eu vreau să fac casa asta așa ca un milestone. Adică pur și simplu vreau să o fac pentru că mi se pare mie că ar arăta bine o casă pe harta asta și vreau eu neapărat să am o casă în care probabil nu o să stau, dar o să mă urc acolo să beau un ceai cald, ca idee. Nu-mi plac absolut deloc, nu-mi plac copacii ăștia mari. Mi se pare atât de nasoi că trebuie să stau să urc până sus. N-am niciun timber, mod, ceva. Dar vouă cine v-a dat drumul? Adică ție cine s-a... Deci tot vii după mine, stai acolo, lasă-mă, nu mă mai fluiera, lasă-mă, du-te de aici, nu te mai suport, nu mai suport papagale, nu-i mai suport, vii după mine, așa? Normal că vii după mine, că vrei să te pui pe umă, stai jos, așa, stai jos și lasă-mă în pace, stai aici, că frații tăi stau liniștiți. Cum naiba, de ce se des... Unde v-ați dus, bagabonților? Nu știu, o intrare în regatul, nu știu, casei. Pentru că nu vreau să fie doar o casă așa simplă, vreau să-i fac un fel de terasă în față. De ce am făcut două crafting table? N-am idee, dar în fine, să fie aici primit. O să-l pun aici să mai fac niște sleburi. Uite așa, perfect. Bun. O să leg cumva terasa de casă cu un acoperiș așa mișto și o să vin eu să văd de aici chestiile astea. Poate și așa. Casa nu o să fie extraordinar de mare, pentru că eu o risipă în primul rând de materiale, că nu o să o folosesc, efectiv nu o să o folosesc. Și în același timp nu văd de ce aș avea o casă neapărat, deci pot să dorm acolo. Adică consider că e destul de luminată zona asta, nu-i neapărat cea mai luminată, dar nici cea mai nasoală. Deci cam așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și în partea asta cât m-am dus? 1, 2, 3, 4, 5, trebuia să mai fac încă unul și să încep să fac mini platforma pentru casă, să spunem așa. Deși o să fie o să găsesc eu un model așa în capul meu cumva, că nu aș vrea să iau de pe net, deși poate o să mă... M-auzi ceva. O să mă inspir puțin, dar nu o să-l fac unul la unul.
poate cu ceva design, poate, vedem un episod următor, poate direct începe cu construcția casei, poate mutăm și animalele, poate o să fie mai un episod mai activ, să zicem așa, extra suficient de mare, adică astea o să fie colțurile, terasei, adică o să vină așa, terasa, frumos, și probabil aici, ca să nu pun garduri, o să pun porți de alea foarte multe sau trapdoor-uri. Ia să vedem cum ar sta cu niște trapdoor-uri. Nu. Era să fac chiar crafting table-uri, așa, cu trapdoor-uri. Mă gândeam eu să pun niște trapdoor-uri în sensul ăsta, ceva de genul ăsta. Penelopa, stai. Așa. Da, cred că arată mult mai bine așa decât cu gardul. Gardurile o să rămână doar pe partea de jos, așa, și la casă acolo. Și arată și mai bine și nici nu vreau să pun deasupra lor nimic. Pur și simplu stau așa aici, știi? Și dacă vreau să fac baie, știi? Wow, a făcut o evoluție. Adică s-a urcat acolo. Până acum atâtea episoade nu au ajuns niciun acolo. Și eu vreau să le mulțesc la modul... Nu le mai suport. A trebuit să stea acolo ca să pot să le mulțesc. Deși n-am nevoie de neapărat de brațe situații mai multe, dar voiam să iau alea pentru cască, să-mi fac și o cască. Dar mai contează. În fine, deci dacă șmecher și într-o seară mă enervez și m-am îmbătat, efectiv m-am îmbătat în casă aici, m-am zbeat turtă, așa mă duc și mă răcuresc. Opa, și cu broaștele țestoase aici stăm, notăm, suntem prietenoși cu broaștele țestoase, iubesc broaștele țestoase, chestii genul ăsta, știi? Dar oricum, mișto idee de... Pe care am gândit-o, pe care am gândit-o. Mi se pare interesant așa. Acum, na, ascult și părerile voastre, dacă aveți și voi vreo părere în sensul ăsta. Și da, cam atât cu episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor, sperând să fie mult mai frumos decât episodul ăsta, o să fie din ce în ce mai bine. Eu am fost Ciobi și cam atât. V-am țucat. Pa.